lui Dumnezeu, pentru adevărurile lui Dumnezeu, a ajuns să suferă, a ajuns să fie prigonit și el a plecat acolo unde Dumnezeu l-a condus ca să-și reașeze gândurile pe făgașul dorit de Dumnezeu și pe undeva Dumnezeu să-i pregătească o nouă strategie de luptă spirituală. L-a chemat deoparte. Acolo l-a chirit într-un loc pustiu, unde era doar el și susurul acelei ape, din care în fiecare zi își astâmpăra setea. Privea în sus, de sus, prin zborul corbilor, primea când o bucățică de carne, când una de pâine, și omul acesta a fost mulțumit că, avându-l pe Dumnezeu în viața lui, a dobândit viața și a păstrat viața. Și, de ce nu, așa după cum am amintit, împreună cu Dumnezeu, încerca un nou plan de acțiune, o acțiune spirituală, un plan, o acțiune prin care Dumnezeu vroia să revitalizeze întreg Israelul. Dar pentru lucrul acesta trebuie să stai într-o pregătire, trebuie să aștepți oportunitatea și momentul acela agreat de Dumnezeu. Vă amintiți că și relația aceasta cu Domnul Dumnezeu, noi nu dispunem, chiar dacă ne-ar place să o spunem, fiindcă El e Dumnezeu, e suveran atotputernic, oricând și oriunde Dumnezeu va fi la îndemâna noastră. Dați-mi voie să vă spun că lucrurile nu stau chiar așa. Chiar dacă El ne învederează, știe planurile pe care le are cu privire la fiecare în parte, tocmai că e suveran, El dispune de noi, ne impune condiția Lui în relaționarea noastră cu El. Că de aceea zicea și Isaia în capitolul 55, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape, că sunt momente prielnice și Ilie a înțeles că de acum trecutul acesta, când trecutul lui l-a trâmbițat pe Dumnezeu, a suferit din partea mai marilor Israelului și acum se deschide în orizontul scurtei lui vieți o nouă etapă, o nouă etapă de slujire. Dar tocmai că a umblat ca și Enoch pas cu pas cu Dumnezeu, el n-a pripit lucrarea și în momentul acela, dacă vă aduceți aminte, cu prorocii lui Baal, cu prorocii Astartei, regele Ahab, Izabela, erau în fața unei probe, o jertfă adusă de către ceata cea mare de 850 de preoți rugativi în baza unei credințe false, desigur, dar s-au unit în baza unui creș și au chemat și au tot chemat numele lui Baal, ca Baal să trimită un semn peste jertfa pusă înainte. Baalul a tăcut, Astartea a tăcut, jertfa neatinsă, preoții au aiurit, prorocii au aiurit și se ridică Ilie. Spune, udați apa, udați cu apă jertfa, face și șanțuri ca apa să băltească acolo. Trebuia jertfa să fie aprinsă. A cerut un lucru mare, Ilie, hazardat. E, urmează rugăciunea. Și Ilie zice așa, Doamne, arată acestui popor că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta.
Atunci când pas cu pas acționez după vrerea lui Dumnezeu, când El îți spune du-te, tu te duci, știi că mersul tău are un scop și binecuvântarea lui Dumnezeu. Când Domnul îți spune fă acum acest lucru, tu-l faci că știi că acel lucru este hotărât de Dumnezeu și rezultatul nu poate fi decât unul dorit de Dumnezeu. Un rezultat care se va împlini și care va copleși lipsa celorlalți de rezultate. Și Dumnezeu a dat un răspuns, cheia. Doamne, arată acestui popor că am făcut după cum ai zis tu. Atunci, dragii mei, cum să nu fie Ilie mai apoi înflăcărat în lucrarea lui, pe deplin încredințat că acest Dumnezeu care s-a demonstrat în Ilie și în lucrarea lui, într-un mod particular și public, cum să nu se raporteze cu dragoste și credincioșie la acest Dumnezeu viu și lucrător? Și Ilie s-a purtat apoi într-o manieră categorică, neabătându-se de la lucrarea lui Dumnezeu, lucrare care a fost scurtată din pricina măreției lui Dumnezeu. Această măreție a fost investită în lucrarea lui Ilie. Și Ilie, spune Biblia, a fost luat la cer de Dumnezeu. Ne raportăm la Ilie, la lucrarea lui, ne raportăm la ceilalți oameni ai lui Dumnezeu, ne raportăm la Scriptura, la cuvântul care ne așează lângă acești oameni extraordinari și găsim un numitor comun, credința. De ce nu l-am descoperit și pe cel de-al doilea, care este în strânsă legătură cu credință, că dacă crezi, acționezi? Avraam a umblat, Avraam s-a manifestat după voia lui Dumnezeu în credința pe care, iată, noi am observat-o la acest om special, om extraordinar. Ilie, pentru că a crezut, a ascultat și a înfăptuit, a dus o luptă extraordinară cu împietrirea unui Israel decăzut din multe puncte de vedere. Iov, dacă nu-l credea pe Dumnezeu, nu era răbdător. Și mai apoi, plin de nădejde, că el, prin ochii lui, îl va vedea pe acela care se va ridica pe pământ și numele lui era Răscumpărătorul, lăudat să fie Domnul. În sensul acesta ne raportăm cu Sfinții Domnului că avem un numitor comun, credința și mai departe lucrarea pe care o cere Domnul în fiecare zi pentru tine. Este să ai inima lipită de Domnul, ca mai apoi credința în această inimă care bate pentru Domnul să se manifeste după voia lui Dumnezeu și cu ascultare, și cu răbdare, și cu îndeplinirea diverselor voințe ale lui Dumnezeu. Așadar, să credem. Spunea Domnul Iisus în împrejurarea unor întâmplări, unor trăiri, Evanghelile redau lucrul acesta, când pare să că pentru unii oameni n-au mai fost soluții pentru vindecare, pentru reabilitare sufletească. Domnul lansează un adevăr, nu este un slogan populist,
și un adevăr fundamental care te ajută să te apropii de Dumnezeu și care te introduce în împărăția lui Dumnezeu, cu atât mai mult este o soluție pentru rezolvarea nevoilor tale terse, spirituale, fizice, administrative și așa mai departe. Și zice Domnul, ridicându-se deasupra tuturor lucrurilor, crede numai. Observăm, ai căutat mai multe lucruri, ai încercat și din cele spirituale. Preoții, pastorii ți-au dat anumite direcții și viziunea lor n-au fost direcții rele. Tu ai încercat, chiar la medici, ai schimbat medic după medic, ți-ai epuizat resursa financiară și ai ajuns să fii doar tu cu tine însuți, fără de prieteni, fără de parteneri, fără de resurse, fără de ajutor. I-a încercat rând pe rând doar dezamăgirea ce-i de făcut. Ei, bine, pe fondul acestor lucruri se ridică Iisus și spune categoric, crede numai, când ți-a mai rămas nimic. Și prietenii au obosit să se roage cu tine, să postească împreună cu tine. Și lor buzunarul li s-a mai strâmtat. Și timpul, păi până ieri, au stat cu zilele pe capul tău să te sprijinească, vei fi bine. Iată, sunt și eu aici cu tine, ți-au spus odată prietenii. De acum o prezență tot mai rară, care s-a redus la nivelul unui minuscul punct din orizontul care avea sândită și punctul acela și a rămas singur. Și tu și eu și mulți alții și noi toți. Fiecare într-un drept, într-un mers individual. Acesta este drumul nostru din această viață, cu credință mai multă sau mai puțină, cu zbateri. Însă Domnul ne readuce și vrea să ne readucă la această bază primară, credința. De aici începe restartul tău, să crezi. Iar atunci când îl crezi, te aduci în prezența lui Dumnezeu și pe el îl aduci în prezența ta. Mai mult decât atât strălucești înaintea lui, îi atrage atenția. Pentru că Pavel zice că fără credință nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și acum urmarea și că răsplătește pe cel care îl caută. Credința aduce cu sine mari răsplătiri pe care Domnul le cunoaște. Tu ceri una sau alta, cu bucurie aștept să fie din nou bine în viața ta. Și va fi bine. Cum? Întreabă poetul unei cântări. Și tot el, într-o frumoasă cântare, răspunde. O știe el. Cert este că acest Dumnezeu ne va surprinde. Ne va surprinde frumos prin toate modalitățile lui de lucrare. Rămâne valabilă consolidarea ta pe temelia credinței. Ca să fii astfel una cu Dumnezeu și El una cu tine, să nu mai spui niciodată într-un mod egocentric eu. De ce n-ai spune și tu? Noi. Dumnezeu a folosit nu odată acest pluralism când vorbea despre sine, despre Fiul Său Iisus și despre Duhul Sfânt. Noi. Și Iisus prinde ideea aceasta de la Tatăl. Și zice în Evanghelia după Ioan, noi vom veni la El și vom cina cu El și El cu noi. Noi vom veni, vorbea numele Tatălui și numele Duhului Sfânt. Nu te-ai simți mai bine? Spui noi?
în mersul tău singuratic pe cărarea acestei vieți și totuși să sfidezi văzutul cu ceea ce este nevăzut și să spui noi. Atunci când pleci la serviciu sau te duci la vreun medic sau te duci oriunde te duci în locurile îngăduite de Dumnezeu, tu îi spui Tatălui în rugă lucruri frumoase. Continuă să spui ceea ce ai învățat de la părinții tăi și fii cu mine. E promisiunea ta și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele, a zis Iisus, până la sfârșitul vieții. Fii cu mine. Iisuse, mă condu. Îmi deschide ușa, nu că e servitorul meu. Voi intra în fața unui doctor care este poate morocănos, rutinat de miile de cazuri, de boli. El nu mai împărtășește emoția ta. Dar spune-i Domnul Iisus, fii cu mine, fii și înaintea mea, fii deschizătorul meu de drumuri. Nu se supără Domnul să-ți deschidă ușa, vorbesc într-un mod plastic, adică să fie cu tine introdus acolo, să-ți gestioneze emoția, vorba. De ce nu? Să vorbească El într-un mod echilibrat, stăpânit și când primești poate ce n-ai vrea să primești. O soluție așa mai firavă, o prognoză poate mai neplăcută. De ce nu? După primul impact, care este prin însăși constituția ta umană, poate primul impact îți zgudeie inima și simți o durere în suflet. În mintea ta simți spini ascuțiți, pentru că gândurile zboară năvalnic și te doare creierul. Vorba pare să nu mai iasă din gura ta, să comunici, să suporți un dialog cu acel medic. Și atunci când iese, este guturală, scăzută, fără vlagă. Însă, imediat după aceste momente, își intră în rol Dumnezeul din viața ta, care este atunci cu tine, îți drege vocea, îți întărește pașii, îți leagă inima, îți șterge lacrimile de pe obraz, îți ridică privirea în sus și cum zice psalmistul, de unde îmi va veni ajutorul? De la vreun om, de la vreun munte, o poziție, un sistem? Răspunsul pe care îl ai atunci în tine și care te motivează să mergi înainte este acesta. Ajutorul meu vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, pe toți ceilalți oameni și pe mine și pe medic. Soluția este la Dumnezeu. Așadar, umblați cu Dumnezeu. Trăiți cu Dumnezeu. De ce? Pentru că credeți în acest Dumnezeu. Dacă credeți, Dumnezeu va gestiona pozitiv absolut toate lucrurile din viața voastră. Vă invit să vă ridicați și haideți să facem din nou o rugăciune comună. În această rugăciune comună vrem să venim înaintea lui Dumnezeu să consolideze noi relația noastră cu El.